Ascultă, popuraș, glasul celui ce este viu. Iată, zice Domnul, fii fecioară înțeleaptă într-o vreme ca aceasta. Adună ulei în candelă ca n-aveți fil de șalcă, și este o vreme în care, iată, când nici nu te aștepți, va veni un mare greu, zice Domnul. Puțini, puțini vor rămânea în picioare, zice Domnul, la ceea ce am să îngădui pe întreg pământul. Dar iată, fiindcă am hotărât ca pasul tău să pășească în locul acesta, bucură-te că-și te sfătuiesc. Aleargă la izvor cât încă se mai poate. Rămâneți în dragostea mea, zice cel ce este viu, și iată, sprijiniți-vă unii pe alții, căci vine o vreme când nu vă veți putea uni nici măcar doi. Dacă tu astăzi iei aminte la glasul meu, iată, vei fi biruitor în vremea de încercare. Am hotărât să iau acasă Logot Menivalt mame, zice Domnul. Am hotărât să iau prunci de la sânul mamelor ca n-aveți fil de șal. Și iată, tineret, e cantomendifal, ca să cercetez tot ce este al meu, căci ce-i al meu nu se va pierde cu niciun chip. De aceea spun, vai, dacă se urcă la mintea ta gând de judecată, să spui, praide mendifal, despre plecarea unuia și a altuia nu-i treaba ta, poporașule, ci este treaba mea, căci eu hotărăsc ceasul și vremea plecării a unora și a altora și felul în care eu îi iau acasă. Treaba ta este să te rogi, să plângi cu cei ce plâng și să te bucuri cu cei ce se bucură, ca să poți avea parte cu mine, zice Domnul. Cine-i sfânt să se sfințească și mai departe, căci vin să fac dreptate aleșilor mei. Vin să leg rana din popor. Vin să ridic, să mângâi și să îmbărbătez ceea ce vrăjmașul a dărâmat, cantomendifal. Și iată, vă spun din nou, fiți înțelepți, ca să vedeți lucrarea mâinilor mele și apoi să strigați de bucurie, căci Hristos a vestit și Hristos a împlinit. Cine are urechi de auzit, să audă ce spune Domnul prin Duhul Sfânt. Iisus Hristos este Domn, Iisus Hristos este viu. Amin.